Apropierea datei limită pentru înscrierea în competiția internă a PNL Galați privind desemnarea celui mai puternic candidat de primar al municipiului a fost marcată de primele două înscrieri, Violeta Nanu și Marcel Gurzu. Cei doi candidați intră în procedurile de evaluare și desemnare pe baza experienței lor de funcționari publici la Direcția Agricolă și la Biroul Juridic din Primăria Galați. Un al treilea candidat ar putea fi directorul ANRSC Galați, George Stângă, dar acesta încă mai așteaptă confirmări privind susținerea sa. Cel care părea cel mai bine plasat concurent pentru desemnarea la candidatura de primar, Nicușor Ciumacenco, nu s-a înscris încă în competiție. El spune că prudența îl face să evalueze până în ultimul moment șansele sale. În 2012, deși părea favorit, Nicușor Ciumacenco a concurat în alegeri ca independent. Partidul Național Liberal și-a deschis porțile pentru competiția internă, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de primar la alegerile locale în anul 2016. Avem un termen limită pentru depunerea acestor candidaturi, el este de 30.06, anul curent, până la momentul când stăm de vorbă cu dumneavoastră și au exprimat intenția în scris doi colegi, domnul Gurzu Marcel și doamna Violeta Nanu. Da. Consider că este o competiție în spiritul Partidului Național Liberal, o competiție democratică și cred că doar în urma unei competiții Partidul Național Liberal va putea să desemneze candidatul care va reprezenta cel mai bine pe Gălățeni la alegerile din 2016. Vă înscrieți și dumneavoastră? Deocamdată mă gândesc, analizez, sunt un pic cam tânăr, dar după consultările pe care le voi avea cu colegii din partid, voi lua o decizie și cu siguranță vă voi anunța. Și domnul Ciumacenco la fel va decide? Ciumacenco la fel. Deocamdată și-a exprimat intenția verbal, dar în scris nu avem nicio hârtie la secretariat.